Dăruiești bine românesc, dăruiești susținere viticultorilor români. Cu o sticlă de vin faci două cadouri, cuiva drag și viticultorilor. Comandă-ți vinul pe toțipentruvin.ro. Elatusera, noul standard împotriva bolilor din cultura de cereale păioase. Achiziționează 50 de litri și primești 5 litri gratuit. Detalii pe singenta.ro. Neața, bună dimineața! Fac parte dintre cei care trăiesc la oraș. Doar pentru că prin natura meseriei mele ajung să-i cunosc pe cei care produc o parte dintre alimentele noastre de bază, carnea, laptele, pâinea, știu ce să aleg și aleg cu sufletul și cu gândul la cei care muncesc zi lumină pentru ca noi să avem ce cumpăra din magazine. Prin vizitele mele pe la fermieri, încerc să vă fac cunoștință cu o parte dintre aceștia și să vă strecor în minte și în inimă dorința de a-i alege pe ei și de a le fi cumva recunoscători că hrănesc o națiune, nu doar o familie. De trei generații, familia Buzgău muncește doar în agricultură. Oliviu Buzgău, bunicul, a lucrat 26 de ani în vechiul regim. Experiența l-a ajutat ca din 1991 să-și continue activitatea pe cont propriu. Visul a fost ca noua fermă să dețină culturi de cereale, zootehnie, o moară și o brutărie, iar dorința bunicului s-a împlinit. A început singur cu 7-800 de hectare, iar azi lucrează împreună cu fiul și nepotul său 3000 de hectare. Sarcinile sunt clar împărțite. Bunicul are în grijă ferma zootehnică, Oliviu Buzgău, tatăl, se ocupă de producția vegetală, iar nepotul, Horațiu Buzgău, manageriază moara și centrul de panificație. Ca și structura culturilor, da, avem anual cu mici oscilații în jur de 1000 de hectare de grâu, 900 de hectare, 1000 de porumb, floarea soarelui și rapița în jur de 500, 45 de hectare de mazăre, diferența lucernă și plat de furajere. Vremea capricioasă, cu temperaturi scăzute și prea puține ploi în primăvară, iar acum cu prea multe ploi, a creat dificultăți în procesul de dezvoltare a plantelor, înjumătățind producțiile la majoritatea culturilor. Am avut o primăvară secetoasă, urmată de o perioadă rece și foarte rece. În început de luna iunie am avut 5-6 grade, ceea ce s-a văzut foarte, foarte rău, s-a văzut pe culturi, inclusiv efectul ierbicidării. Ierbicidele au fost mult mai greu metabolizate. Au venit perioada asta de ploi care numai nu se termină, culturile au recuperat. Zic că arată bine, da? Ar fi bine să se oprească și ploile astea. Și ploile ca să puteți recolta. Să putem recolta grâu, se apropie sorile de grâu care le avem. Avem sorile timpurii, gen Glossa și Avenue, care eu zic că dacă se îndreaptă vremea, în următoarele două săptămâni se va recolta. Da, culturile de rapiță și grâu, eu zic că vor fi sub media zonei. Au suferit foarte mult în primăvară, dar estimăm sper să fie un 5.000 de kilograme de grâu și rapița undeva între 2.500 și 3.000. Într-un an atipic, cu secetă în lunile aprilie-mai, cu temperaturi de 6 grade Celsius în iunie și multe ploi înainte de recoltat, s-a obținut totuși la grâu o producție de 6.300 de kilograme la hectar, cu o calitate bună pentru panificație. Un aspect important dacă ne gândim că mare parte din acest grâu pleacă spre moară. Care este strategia în ceea ce privește valorificarea producției? Încercăm să valorificăm cât mai mult prin lanțul nostru integrat, prin zootehnie sau prin moară și prin brutărie, iar surplusul să le oferim pieței. Cam ce cantitate ajunge pe piață? Cât rămâne în ferma dumneavoastră? 30-40% valorificăm, dar încercăm să creștem, asta e programul sau, mă rog, ținta, pe viitor să dezvoltăm acest sector. Înainte să ajung la moară și să văd cum se face pâinea, mi-am dorit să trec prin ferma zootehnică. Pentru mine, experiența interacțiunii cu animalele este una care îmi bucură sufletul, așa că fermierii sunt răbdători să adun cât mai multe amintiri plăcute din ferma lor.
Aici trăiesc 600 de vaci, 200 din rasa de carne limuzen și restul vaci din rasa Holstein și bălțată românească. Laptele ajunge, așa cum este normal, la un mare procesator din zonă. Bunicul, Ovidiu Buzgău, mi-a povestit câte vaci contribuie la producția fermei și ce cantitate de lapte pleacă pe piață. Avem aici văcuțele de lapte. Cam câte exemplare aveți pe producție? Avem un efectiv de 200 de vaci pe lapte, în care în lor actuală, în mulți, am 150. Cam 75 sunt de rasa Holstein și 75 bălțată românească. Și cam cât livrați spre procesare zilnic? Deci zilnic mulgem și livrăm la procesator cam 3.000 de litri de lapte. 3.000 de litri. Și care este nivelul de producție mediu pe fermă? Pe la ora actuală avem, cu tot ce dăm și la viței care i-ați văzut, avem cam 22 de litri de lapte pe vaci. Deci sunt vacile poștene în care sunt cu mult mai bune. Da, da. În schimb, bălțata românească, avem îngrășătoria pentru tăurașe, care produși obținuți de la ele au o calitate cum mai bună și o valoare cum mai mare, da, pentru carne. Aveți o văcuță în fermă care a dat cel mai mult lapte? Da, avem mai multe văcuțe care dau și au în jur de 40 de litri pe zi. Avem și bălțatele care sunt de la 28-30 de litri, dar în medie cam asta, am 22 de litri, că fiecare în ce stadiu de lactație, în ce perioadă de lactație se găsesc. Da. O producție bună, dar care nu ar putea fi atinsă fără o furajare corespunzătoare. Vacile primesc câte două mese pe zi, furaje din care nu lipsesc concentratele, silozul de porumb, silozul de lucernă de bună calitate și lucerna uscată, la care se adaugă după necesități săruri minerale și calciu. Cam câte lactații țineți animalele în fermă? Păi bălțata românească 6 ani. 7 ani, Holstein nu, 4-5 ani, atât rezistă. Nici confortul animalelor nu este neglijat. Și facem întreținerea, așa cum aia, animalele sunt culcate pe paturi uscate, zilnic curățăm, cam 8 luni, le ținem pe așternuturi uscat, da, și în perioada iarnă intră în stabulație, grajdul acum este în reparație și dezinfecție, unde sunt aranjat pe paturi de calde cu cauciuc și avem raclețe care scot dejecția și depozitează în acele celule care le vedeți acolo în capătul grajdului. E rentabilă afacerea asta zootehnică sau e doar o bătaie de cap? Deci, bătaie de cap e orice afacere. Dar creșterea animalelor este cu cea mai în parte. În primul rând... Aici mai e o componentă afectivă, zic da, eu. Păi să știți că numai asta. Pe mine asta mă ține pentru că eu am lucrat într-o fermă zootehnică la Gostat, la întreprinderea agricolă din stat, vreo 14 ani. Am venit în sectorul cooperatist încă 12 ani și m-am preocupat în mod special pe unde am trecut. Și aici, de la început, din 91, am început imediat ce am crescut animale. Ați rămas pasionat de zootehnie. Păi da, cât voi trăi, eu cresc animale. Domnul Buzgău, care sunt cele mai mari provocări în zootehnie? Pentru o fermă zootehnică, deci unde noi suntem într-un fel, suntem într-un fel privilegiați, întrucât avem suflață mare și avem furaje, ne facem. Ne asigurăm furajele. Deci dacă nu ați avea furaje, ar fi dezastros că ar trebui să cumpărați? Dacă să cumpărăm tot, nu am putut să facem față la nici la prețuri, nici la concurență, întrucât noi dacă ne producem utilajele noastre, este terenul nostru, facem atunci, că e noapte, că e ziua, când ne permite timp, atunci ne facem furajele. Da. Da. Cu noi le preparăm. Cum stați? Forța de muncă, ca toată lumea. Adică am atins un punct vulnerabil, nu? Da, ați atins punctul, însă avem grijă de oameni și avem oameni. Câți oameni lucrează în sectorul jur? Avem 7 angajați. Și din la care sala de mulți se lucrează în schimburi? Nu, mergem de 2 ori, aceiași oameni mulți. Sunt 2 oameni care sunt în sala de mulți seara și dimineața. Cum vedeți, timpul e împotriva noastră, însă culturile aia pe câmp promițătoare, atât la rapiță cât și la grâu. Deja am avut și un pic de grindină, dar avem asigurările. Faceți plătii. Asigurări? Facem, sigur. Da. Cu cine asigurați culturile? Păi acum Grupama asigură. Cu Grupama. Grupama sunt și partenerii firme noștri, așa că ne bucurăm să auzim. Au și fost, au constatat pagubă și asta nu e problemă, la recoltă o să stabilim. Deci este o pagubă, sunt parcele distruse, 50%, alte 40%, alte 20%. Dar, nu este... Dar spuneți-mi cât ați investit în asigurarea asta și ce anume ați asigurat? Deci secetă de grindină? Seceta am făcut-o numai la porumb. Pe coala am pățit cu porumbul.
Restul am asigurat toate intemperiile care există, foc, grindină, ploaie torențială. E o investiție mare? Raportat păi, la ceea ce vă spun, se întâmplă în ultima perioadă. Acum, că... în ultima perioadă, avem o bonificație. Comisia Europeană subvenționează 70% din valoare. Și noi, dacă plătim, să zicem, în jur de 1,7% până la 2% din valoarea asigurată, din asta 70% este subvenționat. Și anul trecut am primit subvențiile integral. Deci stați liniștit, dormiți noaptea liniștit, indiferent ce se întâmplă. Inclusiv animalele sunt asigurate, băcuțele sunt asigurate, da, pentru diferite boli. Pentru vacile de carne, ferma a fost înscrisă într-o cooperativă, unde figurează și alți 8 crescători de animale. În viitor, acești fermieri speră ca împreună să poată deschide un abator unde să-și sacrifice animalele și eventual să proceseze la nivel minimal carnea. Tot prin acest grup de producători, familia Buzgău speră să obțină un preț mai bun la valorificarea vițeilor aflați la îngrășat. Ce categorie de animale aveți? Deci acum ne găsim în grajdul în care creștem și îngrășăm tineretul care îl obținem, care nu mai face obiectul reproducției pentru lapte. Aici creștem și le îngrășăm pentru carne. Am observat că acest graj are sus panouri fotovoltaice. Deci prin construcția lui acesta a fost prevăzut cu 100 de kW energie. Și produceți energie pentru fermă? Facem energie pentru fermă și surplusul îl livrăm în sistemul național. Da. Dar ne ajută foarte mult. În zilele în care este soare, noi suntem acoperiți cu consumul de energie. Încheiem vizita noastră cu mezinul familiei, Horațiu Buzgău, sau Horea, așa cum îl alintă bunicul, pentru că trebuie să vorbim și despre moară. Horațiu, ți-a revenit ție emisiunea de a vorbi despre moară și despre unitatea voastră de panificație. Practic aici se învăr banii, pentru că reușiți să închideți lanțul afacerii voastre integrate, nu? Așa este. Prin această componentă reușim să ajungem la consumatorul final prin procesarea materiei prime pe care o cultivăm în această fermă. Mai apoi, practic, se procesează grâul, obținem făina, mai apoi produsele de panificație, fie că vorbim de pâine, fie că vorbim de diverse produse de patiserie sau cozonaci sau diverse alte bunătăți pe care o să le vedem în cele ce urmează. Știu foarte bine că tu ai studiat partea asta economică, te-ai pregătit în acest domeniu și vii cu energie și cu multă, multă știință în spate. Bunicul tău era mai devreme foarte mândru de tine și te-a lăudat. Ești premiantul familiei, ești omul care studiază, învață și absorbe toată informația care există la momentul ăsta pe piață. Spune-mi, cu ce viziune vii tu în afacerea voastră? Care este misiunea ta? Eu te văd ca pe un director de dezvoltare, dar spune-mi dacă așa este. Să pornim cu partea de final, să zic așa. Mândria este reciprocă, atât din partea mea spre părinții mei și spre bunicii mei, respectiv și din partea lor. De asemenea, într-adevăr, am absolvit facultatea de business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având ca specializare administrarea afacerilor. Așadar, pe partea economică financiară m-am format și pe băncile facultății și acasă. Dar procesul de învățare pentru mine a reprezentat o preocupare continuă, iar pe partea tehnică, aș putea să numesc așa, am dobândit diverse cunoștințe atât de la familia mea, cât și practic din activitatea de zi cu zi, că da. Vrei, nu vrei, deci te lovești. Deci cu ochii pe bani, clar, da? Ai grijă ca afacerea să fie cât mai rentabilă, să vă eficientizați munca cât mai bine. Pentru mine o preocupare continuă a fost și este și bineînțeles o să fie partea de eficiență, creșterea productivității și în fond, bineînțeles, obținerea unui output cu input-uri cât mai mici. Până la urmă, resursele materiale reprezintă finalitatea oricărui proces. Da. Suntem în moara voastră, ce capacitate are? Da, moara aceasta a fost reabilitată prin cadrul unui proiect european în anul 2010, vizând tocmai partea de modernizare și extinderea capacității de procesare. Are capacitatea de 1 tonă pe oră și prin intermediul ei reușim să furnizăm o materie primă pentru partea de panificație de cea mai bună calitate. Și câte pâini reușiți să faceți din făină obținută de voi? Procesul nostru de producție nu este doar bazat pe partea de pâine. Avem pe lângă pâine și cozonaci o serie mai vastă de produse de panificație. Reușim în medie undeva la 1 tonă, 1 tonă 200 în fiecare zi să
să ajungem prin această cantitate la consumatorii finali? Consumatorii finali fiind magazinele de panificație din localitate, de aici, consumatorii din finali sunt distribuiți, să zic, la nivel zonal, da. Atât cei care au terenul în arendă și beneficiază de produsele noastre pe baza bonurilor pe care le primesc, respectiv locuitorii orașului Tășnad sau, de ce nu, a întregului județ. Da, să spunem că este vorba de o stațiune turistică aici, nu? Stațiune turistică balneară. De interes național. De 2-3 săptămâni a ieșit hotărârea de guvern prin care această stațiune a fost declarată o stațiune turistică de interes național. Probabil o să urmeze tot în aceeași direcție să fie declarată o stațiune balneoclimaterică de interes național. Și un plus grozav pentru voi, că o să fiți o sursă de aprovizionare pentru ei. Veți avea lapte, veți avea carne, veți avea pâine. Un important loc sau o importantă piață de desfacere, într-adevăr, reprezintă și stațiunea turistică, fiind vizitată anual de peste 300.000 de turiști, ceea ce reprezintă categoric un plus de valoare atât pentru unitățile de cazare care se află în stațiune, cât și pentru producătorii locali sau zonali care furnizează o serie de produse, zic eu, de cea mai bună calitate. În miros de pâine proaspătă stau și îl ascult cu mare drag pe Horațiu. Are verbul la el, știe ce vrea, știe și cum să obțină rezultate, e bun orator, aș avea încredere mai târziu să-l susțin chiar și în politică. Cred că de astfel de oameni are nevoie România pentru a crește pe un făgaș normal și prosper. În concordanță cu debutul discuției, am ajuns și la ultima verigă a lanțului nostru integrat. Așadar, după cultivarea grâului, mai apoi partea de stocare, ulterior măcinarea acestea și, în final, partea de procesare. Altfel spus, ultimul pas în demersul nostru de a ajunge cât mai aproape de consumatorul final, de a ajunge pe masa acestuia. Totodată, produsele de patiserie sunt o reală preocupare, fie că vorbim de melcișori, fie că vorbim de cozonaci, fie că vorbim de cornuri. De obicei, acestea au o trecere foarte mare, dar suntem deschiși în a diversifica gama noastră de produse și a ajunge cât mai aproape de optimul solicitat de consumatorul final, de a-i satisface cât mai bine nevoile și dorințele. După o viață petrecută în agricultură, seniorul familiei îi încurajează pe tineri să muncească în acest domeniu. Încurajez pe tinerii să muncească în agricultură. Nu mă înseamnă că în agricultură e de muncit. Cine crede că vine în agricultură, lucrează 8 ore, creșește. Uite aici, nepotul vine dimineața și până seara nu pleacă acasă. S-a injectat și el de la taică sau de la mine. Și... Da, aici e de muncit. Dacă nu muncești, nu, programul îl fac după necesități. Noi avem o situație bună, orientală și economică, nu foarte bună, dar bună. Pentru că muncim toți, dimineața până seara. Suntem noi trei. Mai avem încă niște colegi care lucrează cu noi și angajați. Avem împreună la toate trei fermele, avem 62 de angajați. Toată speranța mea este în fiul meu și nepotul meu, atunci o să am o bătrânețe liniștită. Știi ce? Vă duc la o altă familie frumoasă. Aranca și Cristian Rista au avut grijă ca mai întâi să ne cucerească cu ospitalitatea lor și apoi să vorbim pe îndelete de ferma pe care o dețin. S-au pregătit cu o masă ca de nuntă, platouri la metru pline cu bunătăți, mai multe feluri de ciorbă, garnituri și fripturi, ca în final, la desert, să mă dea gata cu un tort în formă de tractor. Ce oameni minunați! Așa mi-am spus despre toți cei pe care i-am cunoscut în vestul țării. Mi-au bucurat sufletul și mi-au umplut inima de amintiri extraordinare. Acum, haideți să vedeți și ce culturi superbe au! Sunteți fermieri, aveți o casă minunată, foarte frumoasă. Tot ce a spus pe masă și stilul vostru de viață denotă că vă merge foarte bine. Reușiți ca din activitatea voastră să aveți o viață mai mult decât decentă, adică aveți un trai destul de bun. Așa se vede din afară. Așa da, este? Da, cu asta și facem ceea ce ne place să facem, adică să fim toată ziua pe câmp, să urmărim plantele. Astăzi ne aflăm la o parcelă de floarea soarelui, după o repriză de ploaie binevenită, deși nu ne-a plouat prea mult. 2-3 luni de zile. A venit și ploaia acum câteva zile, astăzi iară a stropit puțin. Da. Deci Cristian, vorbim imediat despre cultură, dar mi-a plăcut foarte mult povestea vieții tale, pentru că spuneai puțin mai devreme,
că ar fi trebuit să lucrezi în sistemul sanitar, nici de cum în agricultură, pentru că tu te-ai pregătit pentru alt domeniu de activitate. Așa am fost îndrumat de părinții mei. Am lucrat într-un spital din Timișoara, unde am cunoscut-o pe soția mea, pe Aranca. Așa trebuia să se întâmple, că altfel n-aveai o soție frumoasă lângă tine acum. Și așa. În același timp am și făcut ce mi-a plăcut, adică weekend-urile le petreceam aici la țară, unde am lucrat o suprafață moștenită de părinții mei. Cu timpul am stabilit că e mai bine să ne orientăm spre agricultură, unde am și investit nu puțin bani, foarte multă pasiune, zic eu că am investit, răbdare. Așa, și cum ai pornit? Făceam o agricultură de weekend, să spun așa, care a continuat vreo câțiva ani, după care am văzut că nu se poate doar în weekend să lucrezi, pentru că între timp, de la cele 10 hectare cu care am început moștenirea familiei, am luat și în arendă de la vecini cunoscuți care mi-au acordat toată încrederea. Aranca, ce ai spus când a luat decizia să se mute la țară și să lucreze în agricultură? Care nu a fost reacția ta? Nu, să cred. Nu? A fost șoc? Da. Da. Dar încet, încet am acceptat, pentru că am văzut și eu că e mai bine. Da. Ai văzut potențialul domeniului ăsta sau la ce te-ai gândit? Păi ne-am gândit ca să mergem în familie mai departe. Să lucrați împreună. Să lucrăm împreună. Și acum și tu ești implicată în agricultură sau ai rămas în continuare pe domeniul medical? Nu, sunt implicată în agricultură. 100% împreună, da? Da. Bun. Și eu merg cu tractorul. Ați început cu 10 hec. Ei, na. Bravo! Asta n-a știut, a fost o surpriză. Da, asta chiar n-am aflat-o până acum. Bravo, ai învățat să mergi pe tractor, te deplasezi și tu cu... Da? Super. Recolta. Și cum ați reușit să încasați totuși bani, să vă dezvoltați și să ajungeți la toate utilajele pe care le aveți acum în curte? În anul 2008 am depus pentru un proiect, în anul 2009 s-a aprobat. Acum au 3 tractoare, o combină, semănător de cereale păioase, o semănătoare pentru plante prășitoare, utilaje performante cu care lucrează cele aproape 300 de hectare și pe care le manevrează doar ei, pentru că încă nu au angajați. În fiecare an am ținut să ne cumpărăm câte un utilaj. Și doar voi doi lucrați pe tractoarele astea? Da. Din păcate, cineva, unul dintre noi, respectiv eu, vin cu combina că este agabaritică, deci e mai greu de descurcat cu ea prin localitate, iar ea vine cu tractorul cu remorcile care încarcă. Da, se încarcă ce recoltăm în ziua respectivă. Încet, încet au învățat să le facă pe toate. Acum știu să se orienteze nu doar la utilaje, dar și în alegerea hibrizilor mai performanți. La Floarea Soarelui, de câțiva ani de zile suntem orientați spre Syngenta, spre hibridul Sumico, care este un hibrid rezistent, zic eu, și la condiții de secetă și la dăunători. În momentul ăsta chiar arată și anul trecut în cultură? Da, de 4 ani îl cultiva. Bun, bun, bun. Și în ăștia 4 ani, cam ce producție ați obținut la el? De exemplu, anul trecut am făcut o producție de 3200 la Floarea Soarelui. La suprafața care astăzi o lucrăm, reușim să ducem un trai decent, să mergem... Ce înseamnă un trai decent în opinia noastră? Să mergem într-un concediu pe timpul verii, să asigurăm traiul familiei, o vestimentație corespunzătoare și nu în ultimul rând, mare parte a investițiilor în continuare merg spre utilajele agricole. Spre dezvoltare. Da. Din experiența voastră, merită să investești în agricultură? Este un domeniu de viitor? Este un domeniu care îți poate aduce un trai bun aici în România? Răspunsul clar este da, doar că necesită foarte multă muncă, lași la o parte anumite distracții și îți dedici tot timpul câmpului. Cam atât pentru azi, dar ne vedem vinerea viitoare în ultima emisiune România văzută din tractor din acest an, cu care vom încheia sezonul 2 al acestei călătorii. Mai avem subiecte din traseul nostru, așa că în perioada următoare vă invit să ne urmăriți pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie. Cu bine!